GSP Power se numește firma particulară care alături de RomGaz este trecută de ministrul Ghina pe lista uh, societăților care vor încasa uh, în cadrul planului de reziliență și redresare o sumă uriașă. Este vorba de sute de milioane uh, de euro. Atenție! Pentru o firmă particulară, ne uh, aleasă prin vreo licitație sau prin vreun concurs de uh, oferte. Numai bine pentru un debut strălucit al Laurei Coduța Căveșii, a cărei misiune în calitate de procuror șef al Uniunii Europene este tocmai asta, să descopere și să sancționeze fraudele cu bani europeni. Iar asta este o mega fraudă. Ceea ce uluitor e că domnul Ghine a luat la întrebări, spune că nu știe cum a ajuns acea firmă GSP Power pe uh, lista uh, prezentată de el la Bruxelles.